prima zi de restricții serioase a adunat peste 200 de persoane la centrul de vaccinare din incinta stadionului municipal. După un weekend în care s-au imunizat într-o singură zi 650 de persoane și luni dimineață oamenii au venit să stea la rând de la ora 6, deși centrul se deschide la 8. Potrivit medicilor, se lucrează chiar și peste program pentru o imunizare în masă. Din data de 28, de când a început doza booster, lucrurile se desfășoară, după cum vedeți și dumneavoastră, cu cozi. Cu un maxim sâmbătă am avut 653 de persoane. Am plecat, cred că la 9 și ceva, că am zis să vaccinăm pe toți care sunt afară. La un moment dat ei tot veneau, le-am zis, oameni buni, s-a terminat programul, veni și a doua zi, dar deja cozile se formează de la 6 dimineața. Am trecut într-o dimineață la 6 să văd cum se iau puțin pulsul, că noi deschidem, aveam programul de la ora 8. Și erau deja cozi, era deja făcută coadă, veniseră oamenii și țineau rândul, efectiv își țineau rândul. Îmi pare rău că n-au înțeles mai devreme chestia asta, pentru că marea majoritate, peste 80%, sunt la doza 1 și n-au înțeles mai devreme treaba asta în lunile de vară, când efectiv activitatea a fost mult redusă. Și poate că, de fapt, mai mult ca sigur că nu ajungeam în situația asta din punct de vedere medical, vorbesc. Lucrurile erau mult mai ok. Din păcate decontăm lunile pe care le-am pierdut. Asta este. După o vară lejeră, oamenii așteaptă acum mai bine de o oră să se vaccineze. Cei programați au prioritate, dar sunt și persoane care nu se descurcă să-și facă programare. Din cauza condițiilor impuse, mulți au venit în prima zi de restricții să se vaccineze. Au programat prin PNPB sau este un număr de telefon afișat acolo de call center. Ori vă faceți programare, ori dacă nu, așteptați la rând, dacă nu aveți programare. Se poate vaccina și fără programare, dar numai că trebuie să așteptați la rând. Cum vi se pare coada aici la vaccinare? Pentru ce ați venit? Pentru a treia doză. De ce credeți că au așteptat atâta cei care se îngrămădesc acum pe ultima 100 de metri? N-au înțeles de la început. Au fost fraier. Că sunt mai greu. Trebuia să facă de la început și nu ar fi țara noastră. Într-adevăr este multă coadă, dar trebuie să facem. Am încercat prin programare, dar e cam complicată la noi astea păsările. Eu de fapt fac doza 3-a și recomand tuturor să o facă, că e foarte grav pandemia asta, nu se știe. Sunt și persoane care spun că până acum nu au fost convinse de rezultatul vaccinului. Este prima doză? Este prima doză. Ați văzut că este coadă foarte mare. Este coadă foarte mare, dar trebuie făcut acest vaccin pentru că în spitale nu există niciun medicament, absolut niciunul. Sunt lăsați oamenii să moară precum câinii. Deci, păi știu, eu am văzut, mi-au murit cunoștințe, s-au dus și n-au mai venit. Asta se întâmplă. Sunt perfect sănătoasă, da, m-a determinat, am venit și eu și soțul meu să ne vaccinăm pentru că nu se mai poate. Iar lumea nu poartă, toată lumea mască, nu poartă. Mergeți pe stradă să vedeți că sunt fără mască. V-a fost teamă în prima fază de vaccin sau de ce a durat? Nu, n-am avut încredere în ce mi s-a comunicat. N-am avut încredere. Și medicii, de ce nu s-au vaccinat? E o întrebare la care nu am răspuns, dar asta este. De ce nu scot medicamente pe piață? Să lasă oamenii să moară? Nimeni n-a găsit răspuns. Autoritățile fac apel la populație să meargă și la centrele de vaccinare din județ, unde timpul de așteptare nu este la fel de mare.